Săptămâna trecută, echipa de volei a reușit să ajungă la un acord cu Ionuț Badea, volebalist care a mai evoluat la gruparea din Deși în trecut. Fostul jucător al Universității Cluj a semnat un contract valabil pentru 3 sezoane cu echipa de Jeană. În vârstă de 30 de ani, jucătorul are 1,99 m înălțime și revine practic la echipă după ce, cu câțiva ani în urmă, a mai evoluat timp de 2 sezoane pentru Unirea Deji. Jucătorul evoluează pe postul de secund. În această săptămână este de așteptat ca echipa de Jeană să concretizeze și transferul unui jucător sâr, astfel ca lotul să fie conturat în proporție foarte mare. Reunirea echipei de volei CS Unirea Deji va avea loc în data de 30 iulie de la ora 16 la Sala Sporturilor, tot atunci având loc și primul antrenament al sezonului.